Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal, suntem împreună cu pisica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi, oameni buni, suntem în Squid Game. Da, ați auzit bine? Ia uitați-vă. Din ce am înțeles, am fost aduși aici de către Cartoon Cat. Nu știu ce legătură sau ce implicare are el cu Squid Game, dar se pare că ne-a adus aici și o să trebuiască să participăm la runde și la chestii de genul ăsta. Avem aici câțiva participanți care dorm, nu știu ce fac ei acum. Și avem și pe numărul 1. Ia uite-l. Da, numărul 1, ia uite, chiar seamănă ca în serial. Așa, nu uitați să apăsați butonașul de like la episodul ăsta. Vreau să strângem cele mai multe like-uri de până acum, pentru că este un episod foarte, foarte special. Ia ziceți voi, câte like-uri vreți să strângem la episodul de azi? Peste 30.000 de like-uri. Peste 30.000, peste 30.000 de like-uri. Da. Ok, și tu Mihai, câte vrei? Ia zi-ne repede, repede de tot. 31.000 de like-uri. 31.000 de like-uri. Ha, mă, să vedem dacă reușim să strângem aceste like-uri. Și probabil că o să trebuiască să mergem... De pușculiță. Da, nu știu. A, dar chiar mă, acolo sus este pușculița și noi că trebuie să câștigăm bani de aici. Bine, ideea noastră o să fie... E că a intrat și a închis ușa. A închis ușa, vei? O, uite, uite. A deschis ușa, a închis ușa. Bă, Cartoon Cat. Pleacă de aici, mă. Ia uite, mă, ce-mi face. Dă-i, mă, dă-i. Hai să le eliminăm. Bă, trebuie să le eliminăm. El e concurent? Oare nu cred că e concurent. Nu cred. Eu cred că el a făcut jocul. Zici că asta e cel care a creat jocurile? Squid Game? Cartoon Cat e în spate. Cartoon Cat este mastermind-ul din spatele lui Squid Game. Nu știu adevărul. Acum ce să zic. Cel puțin la noi în joc s-ar putea să fie. Dar... Da, ideea e în felul următor, să trebuiască să participăm la primul joc și să le luăm pe rând ca să putem să scăpăm, da? Deci da, veniți așa. După mine, aici erau gardienii, aici dormeau gardienii, dacă știți, dacă v-ați uitat la... Ce? Cred că avem niște colegi noi. Cât sunt! Stai așa, am o idee. Luați-l pe ăsta, luați-l pe ăsta! Luați-l, că e numărul 1! Luați-l, bă, de aici! Ia uite-o că nu vrea să-l iau. Luați-l, mă, luați-l că vi-l dau cadou. Luați-l. Ia, ia-l pe ăsta dacă vrei, ia-l și pe ăsta. Ia. Băieți, luați-l pe ăsta, ia. Doamne, cât sunt. Băi, se pare că doar noi am mai rămas. Că avem niște colegi care, nu știu dacă mai sunt în viață, sincer să fiu. Deci, cred că doar noi mai suntem aici. De hai să mergem. Deci, fiți atenți. Deci am fost 1000 sau ceva de genul ăsta. Ia, uitați-vă acolo sus. Deci 1000, nu, 10.000. 10.000. Mă. Sau asta mă, ia-s dolari, mă, 10.000 de dolari și 456 de oameni, la fel ca în serial. Okay. A, da, așa. Da, da. Bun. Hai să vedem. Deci fiți atenți. Aici dorm gardienii, dacă v-ați uitat la serial. Deci vreau să scrieți în comentarii cine s-a uitat la Squid Game. Cine s-a uitat? Noi am reușit să-l terminăm. Ia uite-l, bă, nu ne lasă. Bă, oare ăștia sunt gardieni aici, în locul ăla? Poate. Păi șeful Cartoon Cat cu gardianul Cartoon Am înțeles. Deci au angajat băieți pe aici să protejeze situația. Ia uite-l, ia. Vreau să mergem la primul joc. Vreau să mergem la primul joc. Și eu vreau să mergem la primul joc. Ca să vedem dacă este robotul ăla, păpușă. Ia uite-l, ia. E pleacă, mă. Bă, o să trebuiască să scăpăm, pentru că din ce am înțeles, suntem undeva ascunși, dar nu știm unde suntem. Apropo, dacă găsim ieșirea de aici, unde credeți că ne aflăm? Sub pământ, într-un oraș? Pe o insulă? Da, nu știu. Hai să vedem. Ar fi interesant. Hai să vedem. Deci avem așa, 1 și 2. Bineînțeles, o să trebuiască să selectăm prima dată 1. Runda 1. Hai să vedem. Oh, mă uit prin geam, uite că-i văd! Aoleo! Oh, nu, uite-i! Și este și păpușa acolo, Bă, imediat cum o să intrăm... Ia, hai, deschideți ușile. Oh, nu. Stați pe loc. Deci trebuie să intrăm mai întâi și să închideți ușile. Intrați, închideți ușile. Dar nu se mai închide ușa. Deci, mai s-a stricat ușa. Fiți atenți că o să înceapă probabil... Mamă, dar chiar arată ca în serial. O să înceapă probabil în curând să facă cântecelul ăla. Uite că a început! Stați pe loc! Deci acum trebuie să stăm pe loc. Acum trebuie să stăm pe loc. Și când cântă, atunci mergem, da? Deci fiți atenți. A început, haideți. Ușor. Opriți-vă. Deci acum ne oprim. Ok. Acum cred că nu încă. Acum, un pic mai în față. Mă opresc. Gata, opriți-vă. Nu știu dacă pot să mă întorc într-o parte sau în alta. Mi-e cam frică puțin.
Nu m-am întors, nu mi s-a întâmplat nimic. Ok, ok, înseamnă că ne putem uita de jur împrejur, dar nu ne putem, nu putem avansa. Ia, gata, a început. Ușor, ușor, ușor. Opriți-vă, opriți-vă, gata. Că scanează. Ok. Suntem aproape, suntem aproape. Ia uite cum stau ăștia aici. Fețe ăștia. Acum, acum. Gata, am trecut, am trecut. Am ajuns. Mihai! Nu te mișca, nu te mișca, că ești pe linie. Mihai, nu! Stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc. Gata, gata, gata. Vezi că te poate omorâ pe linie. Oh, nu. Acum, acum, acum. Acum, gata. Oh my god. Mam, nu știam că... Da, ei de asta s-au pus aici ca să te blocheze, înțelegi? Și de asta trebuia să-i ocolești. Vai de capul meu, deci a fost destul de aproape treaba asta. Și acum... Bănuiesc că avem voie să plecăm de aici, nu? Da, pentru că avem voie, pe am terminat. Acum s-a terminat runda, mamă, dacă de creepy arată. Să mergem la următoarea rundă. Vreau să tragem păpușa asta. Băi, de metal! Ia-mi găurit! Ia-mi găurit fața! Eu zic să fugi, hai că dispare, dispare. Dispare, dispare, da. Mamă, cât de ciudat mi se pare! Ia, trageți-n ea să vezi. Ia, stai că vreau să fac ceva. Ia, ia ce vrei să faci. Stai. Ăsta era sau nu, ăsta? Nu, ăsta. Zici că-s lipiți acolo. Păi stau aici că-s gardieni. Ia uite. Opa. Opa. Ok, hai să plecăm că s-a terminat runda. Hai. Nu mai avem ce să facem în zona aceasta. Putem să ieșim pe această ușă. Stai să-mi pregătesc arma, pentru că nu știu niciodată ce te poate aștepta, știi? Știți că ar trebui să ne întoarcem oare? Ce-i aia? Ce s-a dus? Ce e aia, mă, frate? Wow. What? Ați văzut chestia aia? Unde s-a arăta dus? Ca un fel de Siren Head, dar nu era Siren Head-ul obișnuit. Era blana lui Cartoon chestia ceva. Bă, păpușă robotică, ajută-ne! Mamă! Uite. E Cartoon Siren Head, Deci fiți atenți, este o combinație între Cartoon Cat și Siren Head. Uite-l cum arată. E nou ăsta, mamă, vezi că-s obiceiul. Ia că pleacă băiatul nostru, iată, hop! Mamă, uite-l că e prin perete, uite, pe aici era, îl vedeam. Se pare că asta e zona în care apare! Mamă! Nu-ți ai grijă! Ia mă că-ți dau! Deci că acum nu mai sunt întrebări că Cartoon Cat e la mijloc. Cartoon Cat e la mijloc că și-a făcut propriul său Siren Head, Cartoon Cat! Exact! Voi ați văzut că înseamnă, e jumate? Bă, hai să plecăm din camera asta! Hai să plecăm din camera asta, cât putem noi de repede. Și fiți atenți că, dar înainte să mergem la runda a doua trebuie să mergem să ne odihnim, că așa e de fiecare dată în serial. Deci mergem aici să ne odihnim. Alegeți-vă un pat, alegeți-vă un pat unde vreți să fiți. Mă culc aici, gata. Ăsta e patul meu. Noapte bună. Noapte bună, băieți. Noapte bună, noapte bună. Cu camera. Ce faci cu camera? Ne filmezi când dormim? Fac vlog aici. Am înțeles. Ok, da. Haide, gata, ne-am odihnit, acum putem să mergem. Bună dimineața. Bună dimineața. Hai să mergem la runda a doua. Runda a doua. Hai să vedem ce avem de făcut la runda a doua, nici nu știu. Deci am fost la camera numărul 1, și am camera numărul 2. Numărul 2. Oh, nu. Nu se deschide. Dați-vă gata. Ce? S-a deschis. Așa se deschide și aici. Ok. Stai, ia, vreau să închid ușa. Bă, voi vedeți ce se întâmplă? Băieți? Ai văzut? Mi-a apărut gogoașa, eu sunt mai fascinat de ușile astea. Gogoașa înfuriată. Deci am ajuns, pentru că e prăjitura, că e proba cu prăjitura, de asta a venit ăsta aici. E proba cu prăjitura, mă, că trebuie decupată. Da, și el e cercul, practic. Da, e cercul, decupați în jur, decupați în jurul prăjiturii. Acum. Decupați, deci trageți de jur împrejur ca să decupați, ca să-i dați prăjitura jos. Că fiți atenți că se poate și dacă reușim înseamnă că trecem și runda aceasta. Deci decupați-i prăjitura, decupați-i prăjitura, trageți. Ia. Aproape s-a crăpat, nu-i trageți în mijloc, vă rog, trageți pe laterale. Nu, mijloc, în laterale. Gata, uite, a mers. Înseamnă că am reușit. Deci am decupat prăjitura, Trageți-i să-l și distrugem acum, bravo. Gata. Deci asta înseamnă că am trecut și runda aceasta, dar nu ne putem duce la runda următoare până nu ne odihnim iarăși, că este ca în serial, nu? Hai să mergem la Somnic. Mergem la Somnic aici din nou, dar eu mi-au alt pat de data aceasta. Ce? Bă, ăștia vor să ne omoare cum era? Bă! Bă, nene!
Se dă stingerea, oare, și gen în loc să ne omorâm între noi, vin bestii? Bestii, da. Hai de capul meu. Mr. Hai, Hop. Gata. Asta îmi trebuia, mă, când să mă duc la culcare, să-l văd pe Mr. Hop. Să-l vină, da, așa, lângă patul tău. Ei, ce mai fac? Hai în pat. E tot ce-mi doream. Este tot ce-mi doream, să vină Mr. Exact. Hop aici. Asta zic și eu. Oh my god. Da. Hai, noapte bună. Noapte. Sper să n-apară bună, ceva băieți, că dormim, că... Da. Atâta ne... A, mă, rupezi, că te-a cuțit tu! Dă-i, rupe-l! Ia că vine! Mă, mi-ai dat o bilă, m-ai aruncat din pat. Gata. Știi care e problema? Problema e că a venit cu cuțitul ca în serial, mă. Pentru că, da, știi că atunci când dormeau, puteau să vină să se furișeze, gen cu cuțitul sau cu astea, să... Da. Deci trebuie să avem grijă mare. Să avem grijă mare. Și acum o să mergem la runda finală. Ok? La runda finală. Runda finală. Deci am făcut 1, am făcut 2 și acum și runda finală. 3. Pe aici. Hai să vedem. Hai că-s nerăbdăt. Oh, nu! Oh, nu! Deci arată runda bine finală. Fiți atenți. Runda finală o să fie în felul următor. Va trebui să sărim pe aceste bucăți de sticlă și... Dacă nimerești o sticlă... Oh, no! Ai grijă să nu bubuie, că ne bubuie sticla! E creeper! De ce a apărut creeper? N-a bubuit. S-a evaporat. Okay. Deci fiți atenți ce vreau să zic înainte să ne întrerupă creeperul. Dacă vei călca pe o sticlă normală, se va sparge. Dacă vei călca pe o sticlă mai puternică, securizată. Da, securizată, vei putea să stai pe ea și poate să stea câte două persoane. Dacă cumva este să se rupă, vei muri și vei pierde jocul, practic. Okay. Deci, da, care vrea să ducă primul? Haideți! Nu știu ce să zic. Hai, care e? Hai, pisica sau Mihai? Care e mai curajos? Hai, Mihai! Ia! Bravo, Mihai! Să vine! Ia, stai! Nu mă duce! Ești bine? Așteptăm să o responeze pe pisica. Posibil aici să nu se spargă niciuna dintre astea? Nu știu ce să zic. Ia, stai, că am o idee. Fiți atenți. Înainte să te duci, am cea mai bună idee. Așa. A, da, bine că avem noi astea. Păi da, că avem arme. Păi în serial n-aveau arme, dar noi aici avem arme. Deci ideea cea mai bună care ar fi, nu? Să ne folosim de ele. Hai, Mihai, hai. Hai, curajos. Ia! Mamă, ce era să alunec? Hai, știu eu, alunec de fiecare dată când sar. Se duce un piculeț mai înainte caracterul, știi? Alunecă pe sticlă, da. Aulu. Poți să frânezi totuși când aterizezi? Încerc, dar... Mamă, ce spațiate sunt aici. Da. Păi asta înseamnă... Mamă. Aha. Mamă, ce era să mă duc. Bine. Acum la final. Aici, gata, e ușor. Ai pisica? Gata. Mamă! Și asta e ușa care ne... Asta ar trebui să fie ușa care ne deschide spre final. Da. Și să scăpăm de pe jocurile astea calamarului. Acum sunteți pregătiți să deschidem ușa? Nu știu dacă scăpăm. Să ne pregătim cu armele. Păi eu sunt pregătit. Hai să vedem. Pare a fi o insulă. Deci cineva a avut dreptate dintre voi. Nu știu cine a zis insulă, dar... Bă, măcar se vede soarele. Deci avem o șansă să scăpăm de aici, de pe insula aceasta. Mi-a apărut drept în față. Doamne ferește. Deci fiți atenți că avem două direcții de mers. De fapt trei, dacă considerăm și partea din spatele nostru. Și întrebarea ar fi pe unde putem să ieșim de pe insula asta să scăpăm. Cam asta ar fi întrebarea. Ia asta, mă, dați-i biluțe să scăpăm de el. Cartunche, du-te, bă, de aici, lasă-ne. Gata, la revedere. Ia, mă, deci avem două direcții de mers. Hai să mergem în dreapta, zic și eu, na. Mamă, dai creepy rău tunelul ăsta. E foarte întunecos. Fără lanterne, ia, închideți lanternele. Nu vezi nimic fără lanterne. Nu vezi nimic. Nici pe voi nu vă mai văd. Se vede un pic conturul tău. Se vede puțin conturul, dar în rest nu prea vezi mare lucru. O, vezi că e Cartoon Lion, aveți grijă. Vezi că nu te atacă încă. Lasă-l în pace. Nu-și nu tragi nici. Hai să mergem. Poate dacă... Bă, stai că sunt confuz, nu știu pe unde trebuie să merg. În partea asta. Bă, a apărut ceva lângă mine, cred. Sau? Ce? Nu știu, mi s-a părut. Nu știu. Ce? Ce? O, e Cartoon Ship. Mamă, cât de creepy e să-ți apară pe aici prin tunel. Doamne ferește. Se vede cât lama și ochii, frate, dacă stingi lanterna. Ia stinge lanterna. Mamă, dar chiar? Se vede lama. Mamă, cât de creepy e.
Vai de capul lui. Acum întrebarea e în ce direcție mergem. A, uite, deci poți în stânga și iarăși în dreapta. Uite, o lumină în dreapta. Ia. O lumină, o lumină. Da, da, cred că e lumină, cred că e lumină. Încă nu-i bine spre lumină, dar ok. Oh, ce e aia? Aveți grijă. E Cartoon Mouth, lol. Da. Ia, da. Nu e nimic. Nu stai că îi dau cu un crossbow, stai așa. Ia vezi. Ok. Uite, stinge lanterna, uite cât de ciudat se vede de cât față, e amuzant. Da. Bă, cred că poți să-l lurpa așa, gen. A, dar nu-i dă de match, mă, nu-i dă de match? Bă, da, s-a enervat! Ce-a la trigger, ce-a la trigger! S-a enervat, s-a enervat! Nu-i de bine! I-am dat eu. Gata. Bă, s-ar putea să aveți dreptate, s-ar putea să fie o ieșire pe aici. E ieșire? Chiar da. Ieșire! O, Doamne ajută! Ia. Doamne, problema este că noi ieșim de aici, da? Da, trebuie să găsim un vapor ceva, pentru că nu poți să înnoți până la mal. Uitați-vă, suntem în mijlocul pustietății, Doamne! Unde suntem? Pe insulă pustie! Deci aici se întâmplau jocurile? Aici se întâmplau jocurile pe insula asta? Da. Ok, întrebarea este cum facem să ajungem. Trebuie să găsim undeva, trebuie să fie o barcă. Gândiți-vă că ăștia vin cu o barcă pe insulă, exact. Trebuie să aibă ceva. Ia. Hai să mergem. Oh, uite o cărare, uite o cărare, cred. E cărare sau mi se pare mie? Și eu am văzut cărare, dar zic să nu mă pierd de voi, ia să vedem. Pare cărare sau poate nu. Găsim ceva. Ba da, e Siren Cartoon Cat. E combinația, e combinația. Ce faci așa? Vezi că face urât, vezi că face urât și vine spre noi. Fugiți. Mai are puțină viață. De asta ar trebui să... Ia. Uite mă, Cartoon Siren Head, uitați-vă sus că scrie. Cartoon Siren Head. Fără nicio vrăjelă, e combinația între Cartoon Cat și Siren Head. Nu credeam că o să văd vreodată așa ceva. Bă, e mișto insula asta. Da, e drăguță. Da, e super, super. Ia? E super mai puțin Cartoon Kiss. E super. Uite un râu, de ce drăguț. Da, avem un râu. Bă, râul ăsta de unde vine? Stai o secundă. Deci n-avem nici pe plaja asta vapor sau ceva. Trebuie să găsim o altă plajă. Hai să mergem pe râul ăsta, poate asta ar fi o soluție. Hai să mergem. Aolo. Poate să ceva. Am crezut că a apărut ceva. Nu, mergem pe râu și să vedem că trebuie să vină de undeva râul ăsta. Da. Adică așa mă gândesc că acum... Eu cred că suntem pierduți pe vechi. Nu, uite prin față. Nu suntem pierduți pe vechi, nici vorbă. E suspectă zona aici, nu știu ce să zic. Bă, haideți acum, vă este frică? Aștept să apară ceva din sânga. Am ajuns așa de departe, am scăpat de Squid Game. Avem cărare, dacă vă uitați pe jos. Deci cred că trebuie să urmăm cărarea, asta e toată faza. Adică nu știu că e chiar cărare, dar cei drept sunt arată altfel, partea de jos. Ești verdeață, s-a mai mers pe aici, cred eu. Da, probabil. Da, și s-a stricat. Uite, avem două direcții, avem direcția asta, sau asta nu cred că duce nicăieri, și avem direcția asta. Păi asta înseamnă că o să trebuiască să luăm fiecare câte o barcă, a? Da. Ce lux, ce bărci mișto avem. Bă, cred că ăsta face parte din premiu, că am scăpat de aici. Posibil. Poate. Ok, avem farul, mamă. Bă, vedeți că tragem bărcile noastre! Nu tragem barcă! Bă, alo! Nu mai avem nicio scăpare! Să că ne dă foc la bărci! Trageți în el, trageți în el, că rupem! Gata! Ok, ideea este în felul următor. Luați câte o barcă, puneți-o pe apă, că bărcile astea nu sunt puse pe apă. Hai să le luăm. Deci asta o punem pe barcă, o punem pe apă aici. Ia uite. Uite aici. Și fiecare să se urce în barca lui, care cum vrea. Apăsați E exact lângă partea din spate și ar trebui să vă urce direct pe șofer. Mamă, ce tare e! Acum întrebarea e dacă pot să... Ce? Ce? Am văzut ceva picând. A apăruse ceva aici și l-a călcat pisica cu... chiar apare! Bă, vedeți că vrea să ne oprească cineva să plecăm, deci hai, dați-i... Eu zic că ar trebui să... Aoleu! Hai să plecăm! Hai, mă dau cu spate! Încerc! Haideți, ușor! Ușor! Ok... Veniți pe mine! E puțin dificil de condus ăsta, nu e chiar știu, așa... Știu! Ia uite! Bă, dar ce ia mișto avem! Și drept înainte... Băi, da, gata, ăsta e unul dintre premii și probabil să primim și niște bani că am scăpat de aici, că așa era și în serial. Meritam! Dar, da, oameni bune, asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!